Sunt Ovidiu Grigor. Iar acum vom face o serie de descărcări de sentimente. Căutăm un loc comod. Apoi închidem ochii. Respirăm profund, abdominal, și ne dăm voie ca cu fiecare respirație pe care o facem să fim mai relaxați. Apoi ne ducem atenția asupra inimii noastre și observăm mărimea inimii. Observăm textura inimii. Observăm culoarea inimii. Apoi, ușor, ușor, ne imaginăm că coborâm până în inima pământului, pe care noi imaginăm ca și un soare, ce de lumină, căldură, energie. De aici, din inima pământului, aducem spre tălpile noastre energie. Această energie pătrunde ușor, ușor prin tălpi. Apoi, această energie străbate încet corpul nostru, și pe măsură ce această energie străbate corpul nostru, simțim cum fiecare mușchi, fiecare organ, fiecare structură a corpului nostru se relaxează. Din vârful picioarelor până în vârful capului. Și pe măsură ce această energie străbate corpul nostru, activează și echilibrează fiecare centru energetic. Apoi, această energie iese prin chakra coroanei, prin creștetul capului, și formează o sferă minunată de lumină. Admirăm culorile acestei sfere. Observăm felul în care strălucește. Apoi ne imaginăm cum intrăm în această sferă. Apoi, înăuntru ei, găsim un buton pe care scrie Start. Apăsăm acel buton și începem să ne înălțăm. Ieșim prin plafon și continuăm să ne înălțăm mai sus. Mai sus, mai sus. Apoi observăm cum orașul
cu străzile și clădirile lui, devine din ce în ce mai mic, mai îndepărtat. Și noi continuăm să ne înălțăm mai sus, mai sus, mai sus. Apoi pământul devine din ce în ce mai mic și mai îndepărtat. Și noi continuăm să ne înălțăm mai sus, mai sus. Apoi, la un moment dat, trecem pe lângă planete și le admirăm culorile, formele. Apoi continuăm să ne înălțăm mai sus. Trecem pe lângă aștri ce luminează. Admirăm strălucirea lor. Apoi continuăm să ne înălțăm mai sus, mai sus. Apoi trecem printr-o serie de straturi de lumină ce alternează. Unele straturi sunt de o lumină puternică și intensă, iar alte straturi de lumină sunt mai puțin intense. Și trecem prin toate aceste straturi de lumină cu rapiditate. Apoi trecem printr-un strat de lumină auriu. Apoi continuăm să ne înălțăm mai sus, mai sus, mai sus. Apoi, la un moment dat, intrăm într-un strat dens, gelatinos, catifelat, ce conține toate culorile curcubeului, toate formele, toate simbolurile. Aici ne simțim în perfectă siguranță și ieșim din sfera noastră de lumină și energie. Iar un nor roz pufos ne poartă spre planul Creatorului, spre planul lui Dumnezeu. Intrăm printr-o poartă, printr-un portal, apoi ne contopim cu lumina albă, perlată, irizată, și devenim una cu tot ceea ce este. Ne dăm voie să simțim cum fiecare celulă a corpului nostru face parte din această lumina divinității, de această energie a lui Dumnezeu.
ne dăm voie să simțim pacea. Ne dăm voie să simțim liniștea. Ne dăm voie să simțim bucuria. Ne dăm voie să simțim iubirea nemărginită a lui Dumnezeu. Ne dăm voie să simțim fericirea. Acum ne pregătim să facem o cerere pentru descărcarea de sentimente pe care ni le imaginăm, fiecare sentiment ca pe un lichid ce curge asupra noastră, acoperindu-ne în întregime. Ne putem imagina o cascadă cu sentimentul respectiv și să ne imaginăm cum sentimentul respectiv, acel lichid de o anumită culoare, de o anumită densitate, de o anumită viscozitate, intră în fiecare structură a corpului nostru, în fiecare celulă și ajunge în toate aspectele vieții noastre. Doamne Dumnezeule, Creator a tot ceea ce există, te rog, fă, Doamne, să se descarce pe toate nivelele mele de convingere și în toate celulele corpului meu următoarele sentimente. Mulțumesc! S-a împlinit. Iar acum intrăm în stare de martor și co-creator. Reușită. Și putem spune cu un pic de voce, astfel că să ne auzim noi pe noi, da. Știu că este definiția reușitei din punct de vedere al divinității. Știu cum să reușesc, știu când să reușesc, știu cum să trăiesc zi de zi având reușite și realizări. Știu care este perspectiva lui Dumnezeu asupra reușitei. Știu că pot să reușesc.
știu că merit să reușesc. Îmi dau voie să reușesc. Știu ce se simte atunci când reușesc cu ușurință. Și ne imaginăm cum reușita coboară ca și o cascadă asupra noastră, acoperindu-ne fruntea, tâmplele, umerii, pieptul, inima, și reușita umple fiecare celulă a corpului nostru, iar din prea plin, reușita ajunge în toate aspectele vieții noastre. Încredere. Și putem spune da, astfel încât să ne auzim noi pe noi. Știu care este definiția încrederii din punct de vedere al divinității. Știu cum să am încredere în mine și în Dumnezeu. Știu când să am încredere în mine și în Dumnezeu. Știu cum să trăiesc zi de zi cu încredere. Știu care este perspectiva lui Dumnezeu asupra încrederii. Știu că pot să fiu o persoană de încredere. Îmi dau voie să fiu o persoană de încredere. Știu că merit să fiu o persoană de încredere. Știu ce se simte atunci când sunt o persoană de încredere. Iar încrederea se revarsă asupra noastră ca o cascadă ce ne acoperă fruntea, tâmplele, umerii, pieptul, inima. Și încrederea umple fiecare celulă a corpului nostru, iar din prea plin, încrederea se revarsă în toate aspectele vieții noastre. Inspirație divină. Și putem spune da, astfel că să ne auzim noi pe noi. Știu care este definiția inspirației divine din punct de vedere al divinității. Știu cum să fiu inspirat, inspirată. Știu când să fiu inspirat, inspirată. Știu cum să trăiesc zi de zi, inspirat, inspirată de Dumnezeu. Știu care este perspectiva inspirației divine din punct de vedere al lui Dumnezeu. Știu că pot să am inspirație divină. Știu că merit să am inspirație divină. Îmi dau voie să am inspirație divină. Știu ce se simte atunci când am inspirație divină. Claritate. Și putem spune da,
știu care este definiția clarității din punct de vedere al divinității. Știu cum să comunic clar. Știu când să comunic clar. Știu cum să trăiesc zi de zi, comunicând clar. Știu care este perspectiva lui Dumnezeu asupra clarității. Știu că pot să am claritate în ceea ce spun și ceea ce fac. Știu că merit să am claritate în ceea ce spun și ceea ce fac. Îmi dau voie să am claritate în ceea ce spun și ceea ce fac. Știu ce se simte atunci când sunt clar, clară în ceea ce spun și ceea ce fac. Iar claritatea coboară asupra noastră, acoperindu-ne fruntea, tâmplele, umerii, pieptul, inima. Și claritatea umple fiecare celulă a corpului nostru, iar din prea plin, claritatea se revarsă în toate aspectele vieții noastre. Succes. Și putem spune da succesului. Știu care este definiția succesului din punct de vedere al divinității. Știu cum să am succes. Știu când să am succes. Știu cum să trăiesc zi de zi, având succes și reușite. Știu care este perspectiva lui Dumnezeu asupra succesului. Știu că pot să am succes. Știu că merit să am succes. Îmi dau voie să am succes. Știu ce se simte atunci când am succes. Iar succesul coboară asupra noastră, acoperindu-ne fruntea, tâmplele, umerii, pieptul, inima. Și succesul umple fiecare celulă a corpului nostru, iar din prea plin, succesul se revarsă în toate aspectele vieții noastre. Calm. Și putem spune da. Știu care este definiția calmului din punct de vedere al divinității. Știu cum să fiu calm, calmă. Știu când să fiu calm, calmă. Știu cum să trăiesc zi de zi, calm, calmă. Știu perspectiva lui Dumnezeu asupra calmului. Știu că pot să fiu calm, calmă. Știu că merit să fiu calm, calmă. Îmi dau voie să fiu calm, calmă. Știu ce se simte atunci când îmi păstrez calmul. Iar calmul coboară supra noastră ca o cascadă, acoperindu-ne fruntea, tâmplele, umerii, pieptul, inima. Și calmul
umple fiecare celulă a corpului nostru, iar din prea plin, calmul se revarsă în toate aspectele vieții noastre. Perseverență. Putem spune da perseverenței. Știu care este definiția perseverenței din punct de vedere al divinității. Știu cum să perseverez. Știu când să perseverez. Știu cum să întrăiesc viața de zi cu zi cu perseverență. Știu care este definiția lui Dumnezeu asupra perseverenței. Știu că pot să fiu perseverent, perseverentă. Știu că merit să fiu perseverent, perseverentă. Îmi dau voie să fiu perseverent, perseverentă. Știu ce se simte atunci când sunt perseverent, perseverentă. Iar perseverența coboară asupra noastră ca o cascadă ce ne acoperă fruntea, tâmplele, umerii, pieptul, inima. Și perseverența umple fiecare celulă a corpului nostru, iar din prea plin, perseverența se revarsă în toate aspectele vieții noastre. Credință. Și putem spune da credinței. Știu că este definiția divinității asupra credinței. Știu cum să am credință. Știu când să am credință. Știu cum să trăiesc zi de zi având credință în mine și în Dumnezeu. Știu care este perspectiva lui Dumnezeu asupra credinței. Știu că pot să am credință în mine. Știu că pot să am credință în Dumnezeu. Știu că merit să am credință în mine. Știu că merit să am credință în Dumnezeu. Îmi dau voie să am credință. Știu ce se simte când am credință în mine 100%. Știu ce se simte atunci când am credință 100% în Dumnezeu. Iar credința coboară asupra noastră ca o cascadă ce ne acoperă fruntea, tâmplele, umerii, pieptul, inima. Și credința umple fiecare celulă a corpului nostru, iar din prea plin, credința se revarsă în toate aspectele vieții noastre. Știu ce se simte atunci când am reușit. Și ne imaginăm cum acest sentiment coboară asupra noastră, acoperindu-ne fruntea, tâmplele, umerii, pieptul, inima. Și sentimentul de a ști ce se simte când reușești umple fiecare celulă a corpului nostru, iar din prea plin,
sentimentul de a ști ce se simte când reușești să revarsă în toate aspectele vieții noastre. Știu ce se simte atunci când extrag sau îmi cade subiectul pe care îl știu cel mai bine și lăsăm ca acest sentiment să umple fiecare celulă a corpului nostru, iar din prea plin, acest sentiment se revarsă în toate aspectele vieții noastre. Știu ce se simte atunci când iau nota 10 și ne dăm voie să lăsăm acest sentiment să umple fiecare celulă a corpului nostru, fiecare structură, iar din prea plin, acest sentiment se revarsă în toate aspectele vieții noastre. Știu ce se simte atunci când sărbătoresc reușita și ne imaginăm cum acest sentiment coboară asupra noastră și umple fiecare celulă a corpului nostru, iar din prea plin, acest sentiment se revarsă în toate aspectele vieții noastre. Ușor, ușor ne recompunem. Apoi facem un duș purificator de lumină. Ieșim prin poartă, prin portal. Norul roz ne duce înapoi la sfera noastră. Intrăm în sferă și începem să coborâm. Ieșim din stratul dens gelatinos, apoi trecem prin stratul de lumină aurie, continuăm să coborâm, trecem prin straturile de lumină ce alternează și continuăm să coborâm. Apoi trecem pe lângă galaxii, aștri, planete și ne apropiem din ce în ce mai mult de pământ. Ne apropiem din ce în ce mai mult de oraș. Intrăm prin plafon, apoi intrăm cu delicatețe prin chakra coroanei în propriul corp. Îl străbatem ușor, ușor, ușor. Apoi mergem până în inima pământului, care este ca și un soare, ce dă lumină, căldură, energie. Și această energie o aducem spre tălpile noastre, printr-un sistem de rădăcini viguroase, prin care pulsează cu forță această energie ca o magmă. Și această energie ajunge în fiecare celulă a corpului nostru, dând fiecare celule vitalitate, putere, energie. Și această energie ajunge până în creștetul capului. Iar acum, în ritmul propriu, atunci când suntem pregătiți, inspirăm, expirăm, zâmbim și deschidem ochii.